Bun găsit tuturor, vă spune Mădălin Negoiță, avem imagini în direct de pe Cluj Arena, acolo unde se va disputa a patra partidă din optimile de finală ale Cupei României. Este un meci de tradiție în fotbalul românesc, Universitatea Cluj-UTA. Prima fază fixă, UTA aduce 6 oameni în careul clujenilor, Deric Ogbu respinge și să vedem dacă se deschide vreo posibilitate de contraatac. Foarte bună această pasă lungă a lui Ribeiro pentru Pârfulescu, apar destul de târziu variantele. Pârfulescu încearcă de unul singur, caută șutul. Prima ocazie acestei partide vine pe acest contraatac al clujenilor, Dragoș Balauru. Nu știu dacă a atins mingea sau doar a fost un șut peste poartă, dar avem o primă mostră de ceea ce poate să facă, iată, și echipa clujeană pe contraatac. Iese bine din nou Universitatea la atac, Ribeiro, Ogbu din prima pentru același Ribeiro, combină frumos, Negrean în poziție de șut, pe lângă poartă! 10 minute în care Universitatea risipește în mare măsură acest statut, să spunem, de outsider în această confruntare. Mutat jocul în zona lui Taub, centrare ratată, dar iată, iese un lob care îi pune mari probleme lui Dragoș Balauru. Deja este al patrulea șut la poarta arădenilor. Lovitură de la colț pentru Universitatea. A început foarte bun al gazdelor. Dan Golan se complică și până la urmă trimite pasa simplă până la Taub, pleacă Ribeiro, Taub îl găsește, excelent pe Ribeiro, este însă destul de izolat, închis pe exterior, nu are cum să șuteze, pasa pentru Ogbu, gol! Finalizare la vinclu, 1-0, minutul 32, un traseu excelent al clujenilor cu pasa lungă pe se întoarce ca un pivot veritabil, tocmai ce spuneam ceva mai devreme, că e posibil să fie jucătorul de care clujenii aveau mare nevoie în fața porții. Stă foarte bine Thiago Ribeiro, pasa este ideală, este o pasă superbă a lui Taub, aici pare că Ribeiro pierde momentul, găsește însă culoarul de pasă pentru Ogbu și e preluare de număr 9, finalizare de număr 9. Bună această deviere de finețe, poziție de șut a lui Antal, excelent, reușește să-l păcălească acolo pe Luchin. Cred că a fost într-adevăr și puțin ținut, s-ar putea să aibă dreptate Antal, îl ține discret acolo Luchin. Nu atât de mult pe cât protestează Antal, cât să nu se fluiere. Luchin, un jucător cu experiență. Lovitură de la colț pentru Clujeni, centrare la care iese Balauru, nu e chiar cea mai bună respingere. Trece Filip, încă o centrare cam tare, dar rămâne atacul periculos al clujenilor. Ribeiro când convinge! Gol! Gol înscris de Ribeiro, nu cred că a mai atins nimeni mingea. Este 2-0 pentru Universitatea Cluj, minutul 73. Deznădăjduit Alin Pânzaru pe margine. Echipa sa este pe cale să fie eliminată din optimile Cupei României. Din primele patru optime am putea avea trei divizionare secunde în sferturile de final ale Cupei.
Sergio Ribeiro, într-adevăr, marcator. Vom vedea și pe această reluare. Sare Dican, dar nu atinge balonul. Este golul lui Ribeiro. Vă aduceți aminte, probabil, și de golul lui Chivu, cu Viorel Moldovan venit la bara a doua, dar a fost golul lui Chivu, la fel se întâmplă și aici. Din nou posibilitate de contraatac pentru Universitatea Tranziției. E adevărat, destul de greoaie Ciacana, însă își face foarte bine mingea pe poziție viitoare. Trece Ciacana și iese Balauru. Nu cred însă că a fost corner, da, într-adevăr, va fi doar aut de poartă. Aici s-a văzut totuși și o carență fizică a jucătorilor arădeni. Probabil Petre este favorit, deși, da, el este cel care șutează. Pare alta la Poire, trimite spre poartă. Este însă o execuție modestă. Și cred că a fost ultima șansă pentru UTA de a reveni în acest meci. Este cam și cea mai importantă ocazie pe care o are echipa arădeană în această repriză secundă. Joc sub așteptări al UTEI, peste așteptări al clujenilor. Ultimele momente ale partidei cu această acțiune a lui Ștefănescu și intervenția lui Balauru, lovitură de la colț, executată repede de Clujen, centrarea lui Meșter în fața porții, reține Balauru și a fost ultima fază. Nu, mai lasă și acest atac Iulian Călin. Petre, ajunge Petre! Cred însă că se pune acest gol așa pentru moralul lui Petre. Într-adevăr, este scor final până la urmă 2-1. Petre scrie și el la revenirea la UTA, dar acest gol vine mult, mult, mult prea târziu pentru arădeni. Imediat vine și flerul de final. UTA este eliminată, iar Universitatea Cluj merge mai departe în sferturile de finală ale Cupei României. Încă o surpriză în această fază a competiției. De la 20:30, nu uitați, derby de România, Dinamo FCSB. Mădălin Negoiță vă mulțumește pentru atenție. O seară cât mai frumoasă.